Hai mă repede că e urgent. Cum se ceartă frații? Pe mâncare. Bă! Bă, mi-ai mâncat o ciocolată? Bă, era a mea. Asta e. Acum e la mine în burtă. Ok, pe asta o mănânc acum și să te văd cum o mai mănânci tu pe asta. Ia. A. Hai să te văd cum mănânci tu. Aoleu, Andrei. Tu ai putut. Bă! Ai pus lapte în suc? Cu plăcere! Îți trebuie calciu ca să crești. Se bat. Bă, fraiere, te gândi? Stai, mă, bă! Te gândi? O, bă! Ești bine, n-ai nimica. Sânge, Andrei! Hai, mă! Uite, poți să mă tai și tu în manuzile mamii? Pe haine. Vezi că mă duc cu tata să cumpărăm niște haine. Ce tare, vin și eu. A, nu, că ți le dăm pe astea de la mine. Bă, serios? Uite, știu că așa fac ai noștri, așa că ți-am luat un tricot special să ne asortăm. Așa ca frații. Nu înțeleg de ce scrie fratele nașpa pe el? Habar n-am. Da? Mi-ai luat tu haina? Nu mă. Hanoracul ăla gri, că nu-l găsesc. Care? Hanoracul ăla gri? Care ți era la tine în dulap și are ceva pată micuță aici lângă piept? Știi unde ar putea fi? N-am nici cea mai mică idee. Minciuni. Auzi, știi că bufnița nu există? Știi că pământul e plat? Știi că știința e doar ce cred alți oameni? Ba Andrei, nu mai minți atâta. Bufnițele există. Pământul e 100% rotund. Și știința nu e doar ce cred alți oameni, că totul e demonstrabil. Ah, ok. Știai că mami te iubește mai puțin? Dat vina? Ha, fraiere, te zic lui mama! Aha. Prea târziu. Deja l-am pus pe Instagram cu hashtag-ul ce prostii face frate meu și am dat tag și lui mama. Împărțitul? Mami mi-a luat un briceag. Să-i dai și lui frate tău. Mi-a luat și ciocolată. Să-i dai și lui frate tău. Și mi-a făcut și prietenă. Să-i dai și lui frate tău. Urgențele. Andrei! Bă, Andrei! Hai mă repede că e urgent, Andrei! Ce ai pățit? Îmi dai și mie te rog apă aia.